Da. Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și emisiunea Viața Gorjului vă invită astăzi la un subiect inevitabil, acela al problemelor, neurologice cu care ne întâlnim la tot pasul și la foarte mulți cetățeni. Și atunci am invitat-o pe doamna doctor Mihaela Pungan, care a mai fost la noi în emisiune și care întotdeauna a primit multe întrebări, și am zis că dumneavoastră sunteți interesați să cunoașteți, și de-aia am zis cauze, efecte și soluții pentru bolile neurologice. Încercăm acum să le găsim sau măcar să ne găsim o conduită, dacă nu găsim soluțiile neapărat acum. Dar știu că dumneavoastră ne puteți indica metode de a încerca să evităm sau să micșorăm șansa de a avea o boală neurologică. Bună seara! Bună seara telespectatorilor! Vă mulțumesc din nou pentru invitație. Mă bucur să mă aflu din nou în studioul dumneavoastră. Întotdeauna a fost o plăcere să reluăm discuțiile despre afecțiunile neurologice și împreună să învățăm mai multe. Avem acolo afișat un SMS 0766314582. Dacă aveți întrebări pentru doamna doctor legate de bolile neurologice, chiar dacă nu se pliază exact pe tema noastră, da? Chiar dacă nu găsim cauze, efecte sau soluții, dar pur și simplu avem o boală și vrem să știm ceva, da? Aveți posibilitatea asta să sunați. Și pentru ca să nu vorbim păsărească, doamna doctor, aș vrea să vă rog, pentru că poate mulți cunosc că au o boală, dar nu știu că este o boală neurologică, poate nu știu sau nu mai țin minte, să spunem care sunt bolile neurologice cele mai întâlnite. Da, neurologia este specialitatea care se ocupă cu bolile sistemului nervos, cu diagnosticul lor, cu tratamentul lor, cu prevenția bolilor neurologice. Bolile neurologice se referă la sistemul nervos, la creier, la măduva spinării, la nervi și la conexiunea dintre nervi și mușchi, inclusiv bolile neuromusculare și bolile musculare. Bolile organice ale acestor structuri, deci nu bolile psihiatrice. Psihiatria este cu tot o altă specialitate. La noi în țară, spuneam noi înainte de emisiune. La noi în țară și în Europa, în general. În America se mai păstrează așa această specialitate comună, neuropsihiatria, dar fiecare, bineînțeles, se supra-specializează pe anumite în subramuri ale acestor specialități. Am înțeles. Care sunt cele mai întâlnite boli neurologice? Ca telespectatorii să știe, dacă se află într-o asemenea situație, să știe că pot adresa întrebări. Ca și frecvență și ca și motiv pentru care se adresează oamenii medicilor, pe primul loc, bineînțeles că se află accidentul vascular cerebral, cu toate formele sale, cu toate formele clinice, cu de toate cauzele pe care le-am discutat în emisiunea trecută și pe care poate o să le mai reluăm și în emisiunea de astăzi. Și despre care trebuie să spunem că acum sechelele acestor boli reprezintă handicap din nou, după 7 ani de când legea a spus nu mai reprezintă handicap, nu le mai asigurăm nici însoțitor, nici indemnizație, cu toate că sunt oameni care stau la pat și chiar reamintesc cazurile pe care le-am filmat la Cătunele, doar ca un exemplu. Așa este, pentru că legislația europeană precizează acest lucru și România, făcând parte din această comuniune, a trebuit să ne reașezăm așa cum trebuie. Deci Uniunea Europeană ne-a impus asta. Da, este o legislație comună europeană și e bine de știut pentru pacienți, pentru oamenii care au acasă rude cu accidente vasculare cerebrale, care necesită sprijin, ajutor, care nu se pot descurca singuri, că se poate adresa din nou comisiilor de acordarea ajutorului de handicap pentru a-și primi aceste drepturi. Și ce drepturi au? Până la însoțitor? Deci indemnizație și chiar însoțitor la gradul 1? În funcție de gradul de handicap se stabilește această clasificare a gradului de handicap și în funcție de aceasta se încadrează în gradul de handicap. De la grade ușoare de handicap, dacă sechelele sunt de genul mici, dacă pacientul are o mică
semipareza sau o mică monopareză. Adică și nu totuși, poate mișca? Poate, dar nu poate așa de bine, de exemplu. Și el s-ar putea descurca, dar totuși înseamnă, poate să... Unii pot să trăiască singur, dar au nevoie de un ajutor minimal, se încadrează în grade mai mici. Sunt pacienți care sunt imobilizați la pas și care au nevoie de ajutor permanent și sunt încadrați în acele grade, da, în gradul maxim, cu ajutor din partea altei persoane. În funcție de gradul în care sunt încadrați, această clasificare se face de către medicii specialiști. Pacienții vor fi îndrumați către specialiștii de neurologie pentru întocmirea unor referate, niște scoruri, niște indici de dizabilitate și pe baza acestor scoruri vor fi încadrați de către comisie. Era o mare nedreptate care se făcuse din cauza legislației în România, că era anormal să-i spui unui om care a făcut pareză și el a pat că el nu are nevoie de însoțitor. Asta îi spui. Nici nu are importanță diagnosticul atâta din cât pacientul nu se poate descurca singur și are nevoie de ajutor. Practic, nu contează cauza acestei deficiențe, ci să-l ajuți. Da, corect. Că e accident vascular, că e insuficiență cardiacă, că e infarct miocardic, el nu mai poate singur. Dacă nu mai poate singur, trebuie ajutat. Și atunci statul român este dator să-și ajute cetățenii și membrii. Corect, foarte corect. Mai ales că atunci când e vorba noi, cei care putem munci să plătim asigurările de sănătate, le plătim fără să comentăm. Așa și statul trebuie să ajute pe cei care ajung într-o asemenea situație, pentru că, Doamne ferește, oricine poate să ajungă într-o asemenea situație. Da, aceasta este conceptul de... De asta locuim într-o țară, într-un stat și într-o plătim comunitate, mai mare sau mai mică. Să ne ajutăm. Corect. Bun. Deci, cel mai întâlnit este accidentul vascular cerebral. Cineva ne trimite deja un mesaj, dar, din păcate, cred că n-a reușit să-l scrie pe tot. Spune că are Parkinson. Nu știu dacă vrea să ne întrebe ceva. Bună seara, am o boală de Parkinson, de... Mai departe nu mai spune și Parkinsonul este tot o boală neurologică. Da, eu vă mărturisesc că mă propusesem să vorbim în seara asta de Parkinson, așa m-am gândit. Da? Iată primul mesaj. Iată primul mesaj. Da, boala Parkinson este una dintre cele mai frecvente boli degenerative ale sistemului nervos central cu evoluție lentă. Are o vârstă de apariție predilectă, în jurul vârstei de 50-60 de ani. Și de ce? Că tot vorbeam de cauze. Da, de ce apare boala Parkinson? Cauzele sunt multiple, sunt cauze atât legate de mediu, cauze genetice, se pare că sunt și cauze genetice implicate în boala Parkinson. Zestrea omului împreună cu mediul în care trăiește contribuie la declanșarea. Mediul adică ce? Să nu înțeleagă oamenii că aerul, pământul, da? Da, există. Credeam că mediul în care se învârte, adică oamenii printre care se învârte, poate fi o cauză. Poate fi și asta. Da? Poate fi și asta, dar se pare că pesticidele au un rol în studiile arată asta, că pesticidele au un rol în declanșarea bolii Parkinson, da. Pesticide care sunt cam peste tot, în apă, în sol, în mâncare, da? Așa, noxele, toxinele, ce se întâmplă? Creierul pierde anumiți neuroni specifici în anumite locuri ale creierului care produc o substanță numită dopamină. Această dopamină se află în creier, dar nu numai în creier, se află și în organism, la nivelul conexiunilor dintre nervi și mușchi, dintre nervi și vase, dintre nervi și organele interne. Boala Parkinson este încadrată ca boală neurologică, dar de fapt ea este o boală a întregului organism. Asta este nou concept al bolii Parkinson, pentru că această dopamină are multe funcții și nu numai la nivelul creierului. Și este o boală frecventă, a cărui vârf de apariție este în jurul vârstei 60 de ani. Este o boală care nu are până acum vindecare. Ea poate fi tratată doar simptomatic, adică în sensul că putem să atenuăm simptomele bolii. Boala se poate manifesta prin tremor,
prin rigiditate, prin lentoare în mișcare. Acestea sunt simptomele motorii ale bolii care îl, practic îi produc un handicap pacientului și inclusiv boala Parkinson intră la bolile cu handicap, da, ca să știe pacienții tocmai, și telespectatorii noștri. Da? Și aș vrea să descrieți și care de sunt, cum se manifestă, pentru că poate unii au boala și... Și nu știu, nu știu că este. Așa este. Dar boala Parkinson are și multe simptome non-motorii. Ce înseamnă asta? Simptome non-motorii care uneori sunt mai debilitante și care pot apărea înaintea simptomelor motorii. Se pare că depresia, anxietatea pot fi simptomele premergătoare ale bolii Parkinson. Durerea, o durere de umăr, o durere de spate datorită rigidității. Sunt forme de Parkinson care nu au tremur, care au doar rigiditate, înțepeneală. Te simți parcă ești într-un corp de... într-o armură, să zic așa, și nu dureroasă, te mai mișcă înainte. Într-o armură dureroasă. Și așa? Tot Parkinson și poate tot fi. Parkinson. Deci, repetăm, tristețea, depresia, tulburările de memorie. Se pare că primele simptome sunt legate de miros. Pacienții cu Parkinson încep să miroase mai puțin decât înainte. Nu mai au simțul olfactiv atât de dezvoltat. Încep să nu mai simtă mirosurile. Da, dar pot să zic că sunt răcit sau am sinuzită și simt alt miros decât cel real? Da, pot să zic sau că și am probleme asta, cu ficatul, dar și dacă, de-aia... dacă nu trece și pe măsură ce nu se vindecă și pe măsură ce trece timpul, observă că se accentuează această tulburare de miros, că încep să scrie mai mic decât scriau înainte, da? Că începe să tremure o mână când... stau liniștiți când au emoții sau când se ceartă sau când vor să facă ceva. Stadiile inițiale sunt pe o parte. Boala începe pe o parte și ăsta este unul dintre criteriile de diagnostic. Boala Parkinson începe întotdeauna pe o parte. Poate să înceapă o anumită parte, dreapta, stânga? Nu, una dintre ele. Una dintre ele. Poate să înceapă la mână, poate să înceapă la picior. E mai greu de diagnosticat când începe la picior, că nu-și prea dau seama nici doctorii. Dacă piciorul nu tremură, că te sprijin pe el. Da. Dintre simptomele non-motorii foarte importante sunt cele digestive. Începe să saliveze mai mult, începe să devină pielea mai grasă, începe să fie constipat. Începe să aibă insomnie, începe să aibă coșmaruri sau somn întrerupt. Astea sunt, sunt simptome care nu sunt motorii. Pe om îl deranjează de obicei când începe să tremure și devine tremurul jenant. Și atunci îl văd ceilalți și trebuie să mă duc, că mi-e rușine, nu mai pot să ies să vorbesc cu colegul, cu prietenul. Dar vă dați seama că dacă visez la noapte urând, nu vin la dumneavoastră la neurolog, doamna doctor, ce mă fac? Nu e vorba de, doar de o dată sau dacă, sau dacă mă trezesc... Dar dacă este o simptomatologie care persistă și care în luni de zile se agravează, devine mai evident, atunci trebuie mers la neurolog. Bun. Spuneți că nu este o boală care se tratează. Deci nu există tratament. Nu există tratament. Există tratament patogenic care vindecă. S-o vindece. Un tratament care s-o vindece. Există un tratament simptomatic și există și un tratament care să o întârzie. Se spune că boala Parkinson lăsată liberă în 10 ani va duce pacientul la pat, imobilizat, iar pacientul va deceda prin complicațiile imobilizării, nu atât prin complicațiile bolii, adică nu de boală Parkinson, ci prin faptul că este imobilizat la pat, va face infecții respiratorii, va face infecții cutanate, infecții urinare și așa mai departe. Există un tratament de întârziere, în ultimii ani s-au dezvoltat acest tratament, care se recomandă a fi inițiat de la începutul tratamentului sau din momentul în care e diagnosticat boala. Sunt pacienți care nu vin imediat la doctor și te trezești că ei deja vin când tremură pe amândouă părțile sau deja sunt înregistrate, că nu și-au dat seama sau nu i-a deranjat și au putut desfășura viața. Dar tremurul e continuu sau numai atunci când ai o tensiune, o stare mai... Nu, în stadiile inițiale nu este continuu. Pe măsură ce trece timpul va deveni continuu. La început nu este continuu. La început este dacă se agită, dacă este nervos, dacă are emoții, dacă când stă, e un tremur predominant de repaus. Când pacientul stă cu mâinile niște, în mișcare el se atenuează.
dacă pacientul tremură și când face o activitate, la fel de tare ca atunci când stă, spui dubie, Parkinson nu e Parkinson, da? Sau adică când tremură când tremură capul. Și... Așa, asta când tremură capul. Sunt persoane care efectiv îi vezi, da, așa că... Când tremură capul nu este Parkinson, dar când tremură barba, da, este Parkinson. Și când tremură capul ce e? Când, când tremură capul este un tremur cerebelos. Sunt multe motive pentru care omul tremură, dar nu toate sunt Parkinson. Da. Și da, avem continuarea acelui mesaj, da. Haideți să-i răspundem. Și acest tratament, vreau să vă menționez că acest tratament de încetinire a evoluției bolii este disponibil în România și se dă cu aprobare de la Casa de Asigurări. Nu este un tratament pe care putem să-l scriem liber. Pentru pacienții cu Parkinson este gratuit, pentru că există un program național de boală Parkinson. Tot tratamentul bolii Parkinson este gratuit. De an bun se întâmplă chestia asta. Acest tratament se dă cu aprobare de la Casa Județeană de Asigurări. Pacientul se prezintă la doctor, doctorul întocmește un referat de aprobare cu care pacientul se va adresa Casei de Asigurări și cu documentele personale, bineînțeles. Se va întoarce cu aprobarea la medic, iar atunci medicul va avea voie să-i prescrie acest tratament. Adică va avea voie să elibereze rețeta pentru acest medicament. Și întârziere ce înseamnă? Adică nu mori în 10 ani sau nu pici în 10 ani la pat și nu mori în următorii nu știu câți? Ce înseamnă întârziere? Cu cât se inițiază mai precoce, cu atât, bineînțeles că boala va fi cu mult întârziată. Cu cât se inițiază mai tardiv, cu atât acest beneficiu al medicamentului nu va mai fi același. Știți de ce vă întreb? Pentru că este individualizat, mulți, de la foarte ca puțini la merg la medic decât atunci când nu mai pot. Așa este. Din păcate. Pentru că nu există profilaxie. Asta este problema în România. Medicina primară nu este încurajată de Sistemul Național de Sănătate să facă profilaxie. Adică? Adică medicii de familie nu sunt plătiți pentru aceasta și chiar sunt împiedicați în anumite feluri. Pentru că, bineînțeles, să explicăm la oameni ce înseamnă profilaxia, ca să fie foarte clar. Profilaxie în boala Parkinson sau în general în boli neurologice? General. Ce înseamnă? Adică când spuneți că sunt împiedicați sau nu sunt plătiți ca să facă profilaxie, la ce vă referiți? Profilaxie înseamnă că trebuie să existe un program foarte bine pus la punct. Cum este pentru, de exemplu, pentru cancerul de col uterin, pentru cancerul de sân, ca medicii de familie să primească fondul, să le facă pacientul, să le recolteze ei, să le facă, să primească fondul, să trimită omul regulat, chiar dacă este sănătos, la un anumit interval standardizat să fie trimis la specialist sau să se facă, să aibă un timp alocat să facă anumite teste pentru pacient. Că na, 15 minute acordate unui pacient nu sunt suficiente, nici măcar nu apuci bine să-l întrebi cum îl cheamă. Da, corect. Până l-aduci în starea de a nu mai tremura de frică în fața medicului, până... Da, ca să poți să-i faci și o tensiune dacă e ei. Păi până se dezbracă, până îl întreb cum îl cheamă, până atât are alocat medicul de familie pe lună? Pacientului unui pacient. Da. Pe lună. Da. Iar pacienții foarte cronici puțin. Au o singură consultație lunară. Deci eu dacă am un pacient cu Parkinson și el în decurs de lună îi se întâmplă ceva, eu nu am dreptul să... Iau bani decât pe o singură consultație. Nu mai să iau bani, că problema mea nu e că iau eu banii. Problema mea e că eu nu pot să schimb nimic în timpul ăsta de lună prin Casa de Asigurare. El nu va mai beneficia de consecința actului meu medical. Adică eu îl văd, fac pro bono lucrul ăsta, dar nu pot să-i schimb rețeta, nu pot să-i fac altceva timp de o lună. Deci el va trebui să aștepte pentru că el nu mai primește în luna aia medicamente nu, gratuite, numai, asta acel, da, acel cod de boală poate fi introdus pe rețetă o singură dată pe lună. Am înțeles. Deci ne bucurăm, dar nu foarte mult. Da, bun, suntem... Că suntem e vorba de gratuitate, la asta mă refer. Suntem restricționați de lucrurile astea și ce se întâmplă mai departe, dacă așa, pacienții vor trebui să suporte pe propriu consecințele
eu știu, degradării sau al situației care poate surveni. Un pacient cu Parkinson, de exemplu, într-un stadiu tardiv, poate să aibă un episod psihotic sau adică? Boala Parkinson în stadiile tardive poate să asocieze demență Parkinson, deci demența datorită bolii Parkinson, și ei pot să se decompenseze, să facă, să delireze, sau pot cădea. Pacienții cu Parkinson în stadiile 3 și 4 au risc de cădere și pot suferi accidente sau pot suferi, ei nu mai pot, adică pot să-i văd, dar practic consultația mea este pro bono și... Și medicamentele le plătește. Medicamentele le plătește, da. Da, să terminăm acest mesaj citit. Din păcate, da. Le avem. Din păcate. Deci, bună seara. Cu profilaxia, că... O secundă. Da. Da, trebuia să terminăm cu profilaxia. Haideți să spunem, da, deci asta înseamnă profilaxie, să poți să-l examinezi permanent, să-l... Da, la anumit interval, în funcție de statusul pacientului, că știi, el e sănătos, sau el are boala asta, sau el are boala asta, are riscul ăsta să dezvolte o anumită boală. Atunci să poți să-i acorzi la un anumit interval standardizat o evaluare. Am înțeles. Și atunci îți dai seama de evoluția bolii. Da, poți să acorzi la un anumit interval să-i faci un test mental, de ținere de minte, să nu aștept să spună el, știi, nu mai țin minte. Nu mai pot, nu sau, mai... Da, sau să-i faci... Sau veniți ca a picat la pat. Inclusiv medicul de familie, dacă ar avea mai mult timp să acorde pacientului, sunt convinsă că și colegii noștri medici de familie știu să examineze un minim examen neurologic, să poată să îndrume pacienții. De obicei, pacienții cu Parkinson vin trimiși de medici de familie, nu prea vin din proprie inițiativă. Asta este din experiența mea. Deci cei mai mulți pacienți cu boală Parkinson vin îndrumați de medici de familie. Deci sunt identificați ca și bolnavi de Parkinson de medici de familie. De medici de familie. Doar să ajungă la medici de familie, adică asta să-i e important. Ducă familia. La... Da. Sau să meargă din proprie inițiativă, dacă sunt într-o fază inițială. Da. Bună seara, am 80 de ani, am o boală de Parkinson de 5 ani, iau pastile Madopar, da? Corect. Și nu își fac efectul, am boală de handicap, de gradul handicap, probabil gradul, nu am mai terminat dânsul mesajul, deci probabil a fost deja inclus într-un grad de handicap. Oricum, eu trebuie să apreciez că telespectatorul dumneavoastră, la 80 de ani, știe să folosească telefonul mobil și să dea mesaje. Felicitări! Da, într-adevăr. Numai să nu fie dat de vreun nepoțel să facă un serviciu, să sperăm că chiar pacientul este dacă e pacientul, cel care trimite mesajul. E un lucru extraordinar. Așteptăm... Ce să zic, dânsul spune, practic, nu trebuie neapărat să continue mesajul. Spune că are un grad de handicap, întrebarea este, spune dânsul că acest medicament nu-și face efectul, zice. Păi trebuie reevaluat, pentru că nu este, probabil că l-are de mult timp tratamentul, sau că nu este administrat corect. Asta o să vedem dacă vine la o consultație, o să discutăm aspectele astea. Pentru că nu e suficient să ia Madopar, Madoparul se ia într-un anumit fel, se ia într-o anumită doză, într-un anumit ritm, într-o anumită fază a bolii. Într-o anumită fază a bolii, el nu se dă singur, se poate asocia cu anumite medicamente. Secretul Madoparului și al levodopei în special este că trebuie nu administrat de două ori pe zi, cum fac că cei mai mulți pacienți care vin și constat asta că ei nu știu să se administreze medicamentul, trebuie administrat mai frecvent, mai des. De 3-4 ori pe zi, cel puțin, de 4 ori se recomandă, pentru că trebuie asigurat o stimulare continuă cerebrală cu levodopa, nu una pulsatilă, ca ei să poată funcționa. Altfel se blochează. Deci acest levodopa e ca un fel de, să zicem așa, ulei, ca să se miște bine rotițele din creier și ca să se poate mișca bine motor. Și dacă îl pune rar, se mișcă bine pentru scurt timp, după care iar devine blocat. Da, am înțeles. Da? De asta deci e foarte important, dragi spectatori, dacă sunteți într-o asemenea situație, să consultați mai des medicul. Da. Mai ales dacă tratamentul este gratuit și odată pe lună poți merge la medicul de familie, da, având această boală. Eu zic că e într-adevăr destul de greu. Lună, până se stabilește schema terapeutică, tratamentul este individualizat. Telespectatorii noștri trebuie să știe, fiecare om are boala lui. Chiar dacă sunt toți cu Parkinson, dar fiecare are boala lui Parkinson. Și atunci
fiecare om va avea dozele lui, va avea medicamentele lui, chiar dacă este un arsenal. Dar acest arsenal de medicamente va fi pentru fiecare pacient altfel administrat. Și tot arsenalul e gratuit prin program? Da, tot arsenalul adică este gratuit. Adică nu e un singur medicament gratuit și restul trebuie plătit. Oamenii și de asta se tem. Nu. Boala Parkinson beneficiază de tratament gratuit. Există o listă specială pe care se scriu medicamentele cu compensare 100%. Și la medicul de familie merg tot gratuit? Da, ei vor primi în baza calității de asigurat. În baza calității de asigurat, medicul de familie de obicei trimite pacientul la specialist, specialistul va stabili diagnosticul, schema de tratament și va acorda prima rețetă și scrisoare medicală. În cazul în care specialistul dorește să, la începutul bolii e bine să reveze acești pacienții lunar, poate până stabilești schema optimă fiecărui pacient, după care va putea, într-adevăr, 3 luni, 6 luni, cât consideră specialistul că este nevoie, să-și continue rețeta prin medicul de familie pe baza scrisorii medicale. Dar la specialist, dacă merge bolnavul, să zicem, băi, știu eu, am auzit, știu sigur, am fost la medicul de familie, dar ca să mă duc la specialist, poate că trebuie să plătesc dacă e cabinet privat, chiar dacă are contract cu casa. Poate că trebuie să plătesc medicamente. Poate că omul nu știe. Deci are, beneficiază de gratuitate la medicul specialist, chiar dacă este cabinet privat, de exemplu? Dacă medicul specialist respectiv are contract cu casa de asigurări și pacientul prezintă bilet de trimitere prin medicul de familie, se face o programare prealabilă, pentru că și medicii specialiști, acum ca și medicii de familie, au un plafon de consultații pe zi, în principiu cam 20 de consultații pe care le acordă casa de asigurări pacienților. Și e un plafon fizic, pentru că... E un plafonare pentru că atâta... Nu numai financiară, dar și fizică. Cum puteți vedea fizic. Mai mult de 20 de bolnavi Așa pe este. Zi, în condițiile în care vorbiți cu el măcar un 10 minute, 15 Consultația minute? Consultația durează mult mai mult. Casa mai de asigurări mult. Contează 20 de minute, dar o consultație inițială de boală Parkinson și indiferent, o consultație neurologică inițială durează de obicei 30-40 de minute, care timp este pro bono pentru pacient, pentru că niciun medic nu va scoate pacientul din cabinet să-i spună tu ești... Au trecut 20 de minute, 20 da, de minute. Corect. Da. Cam asta este, dar nu asta e discuția. Deci important este că au gratuitate de la medicul de familie, dacă sunt asigurați, deci, medicul de familie, medicul specialist se adresează și tratamentul. Pentru că oamenii trebuie să știe acum, din ce în ce mai mulți medici specialiști au cabinete individuale, mulți dintre ei în contract cu casa de asigurări, regimul este același ca în policlinica de stat, adică dacă acel medic are contract cu casa de asigurări și pacientul s-a programat în prealabil pentru o consultație prin casa de asigurări și el se adresează cu bilet de trimitere de la medicul de familie către specialist, nu contează către acea specialitate. Da. Nu trebuie să scrie cabinet, doctor, nu știu care. Trebuie să scrie neurologie pe bilet. Da. Omul este liber să se adreseze oricărui cabinet. El asta e un lucru doctor. Foarte bun, pentru că fiind mai mulți medici, există concurența și comportamentul personalului într-un cabinet privat este mult mai frumos decât într-un spital. Acum mai e și în spital, dar pe vremea când spitalul era unic, era mult mai rău. Nu știu, eu nu-mi permis să discut asta. Nu, dar, am făcut eu... Că suntem colegi și poate colegii noștri mi-am dat cu părerea. Apropo de că consultau mult mai mult decât 20 de pacienți, unor 30-40, la un moment dat ți se epuizează resursele fizice și afective și poți să clachezi și tu că ești om. Așa. Corect. Și asta nu știu cât așa. Dar, deci, deci să fac programări. Acest om are dreptul să vină cu bilet de trimitere și nu se va plăti nimic. Deci el aduce biletul, va fi consultat, va primi bilet, rețetă, va primi scrisoare medicală, va primi data următoarei programări și nu va plăti niciun ban. Asta e foarte bine ca oamenii să știe, pentru că foarte mulți nu pleacă de acasă, fiind bolnavi, tocmai pentru asta, că se tem că îi costă foarte mult. N-au de unde să știe. Nu îi costă, deci legea așa spune. Iată că noi discutăm, am aflat un lucru. Noi discutăm... Mm-hmm. Legal, nu discutăm de ce se întâmplă, poate așa, că astea se sunt excepții și astea nu-i treaba noastră. Să vă dau o excepție, de exemplu, chiar dacă nu vreți să comentați și e normal să nu comentați dumneavoastră comportamentul colegilor, pacient
A primit de la neurologie, de la un cabinet privat de neurologie, care avea contract cu casa de asigurări, după ce a fost la medicul de familie, care iarăși are contract cu casa și iar nu l-a costat nimic, primește frumoasa veste că mai nouă, că vorbeam de accidentele. Nu era vorba de un accident vascular cerebral, era vorba despre o hernie de disc care înseamnă tot nervi, că e vorba de nervii Da, din tot coloana funcțional analogic, ca vertebrală noi ne ocupăm de lucru. și primește trimiterea nu la un, ci la RMN. Da. Bun, rezonanță Magnetică magnetică nucleară. nucleară, da. Și se duce la cabinetul din policlinica din Târgu Jiu și zice, da, cu programare, dacă vreți să nu plătiți, că mai nou, dragi telespectatori, poate nu știați, este gratuit și acest RMN prin casa de asigurări. E, există un cabinet, vă spun, da, doctor și dumneavoastră să știți, dar le spun telespectatorilor, un cabinet în cadrul policlinicii care este în contract cu casa, care ia și cazurile din spital și care, normal, trebuie să programeze acești oameni care vin cu gratuitate, care au dreptul la gratuitate, ca asigurați și care știu că au dreptul la gratuitate, merg acolo să se programeze. Persoană care s-a dus la programare în luna august și nici până acum n-a fost anunțat când e programat. Așa se fac programările în sistemul Da, medical? Cum se asta fac este o programările? problemă. De ce? Pentru că, de fapt, nu pot să arăt cu mâna cine este vinovat. Problema este, de fapt, Nu, cum se face de regulă o că acest programare pentru o RMN, deci gratuitate? în județul Gorj există doar un singur laborator de investigație prin rezonanță magnetică nucleară, cel care este în policlinica De Spitalului Județean, care vorbeam și eu. în ambulatoriu așa. Este un singur aparat care este într-adevăr în contract cu casa de asigurări, pentru că solicitările sunt foarte multe, iar laboratorul de rezonanță magnetică primește un plafon de la casa de asigurări, este un plafon lunar. Pacienții, într-adevăr, sunt programați și în fiecare lună ei vor lua acei pacienți din programator cât să se încadreze în plafon. Problema aici, nu știu cât s-o putem arăta cu degetul, poate dacă ar exista mai multe laboratoare de investigație de imagistică, nu ar mai fi problema asta cu timpul acordat, pentru că acolo e un personal de un medic pe tură, de patru medici care asigură tot județul și oricât de mult ar vrea ei să facă și care asigură și spitalul. Și bineînțeles că urgențele Din din spital spital vin mereu au urgențele. și timpul e același. Deci de la ora 7 dimineața până la 7 seara nu ai cum să, fizic, nu ai cum să vezi toți acești oameni. Plus că după aceea se lovesc de acest plafon acordat de casa de asigurări laboratorului. Cred că laboratorul ar fi foarte fericit dacă ar primi mai mulți bani de la casa de asigurări și poate atunci și-ar permite să-și facă non-stop și ar lucra și ziua și Și noaptea ar avea și mai mulți s-ar medici. dubla. Problema este și de medici, că medicii tot ăia sunt și tot ăia care au Da. competență. Dar poate, eu știu, ar mai veni alții și ar mai face alții, ar mai colabora cu nu știu cine, ar putea face telemedicină. Asta înseamnă telemedicină. Ce înseamnă Înseamnă, telemedicina? uite, eu lucrez aici, dar am un tehnician, înregistrează aici și eu trimit imaginea la doctorul meu care se află la Craiova, de exemplu, și care îmi vede RMN-ul și îmi trimite rezultatul pe e-mail, după ce l-a citit. Și nu am nevoie de doctor aici. Deci, asta, într-adevăr, pacienții sunt pe bună dreptate nemulțumiți pentru că ei, într-adevăr, se raportează la suferința lor, ceea ce este normal, dar aceste multe deficiențe, că sunt mai multe la mai multe nivele, în principiu, numărul de doctori, numărul de ore în care se poate lucra, Numărul de banii, aparate. numărul de aparate, da, toate lucrurile astea limitează. Suntem un județ totuși mare și acum investigația asta RMN este o investigație standard în multe afecțiuni, nu numai neurologice. Deci la RMN nu merg numai pacienții cu hernie de disc, la RMN merg pacienți cu afecțiuni ale întregului organism, cu tumori cerebrale, cu tumori de gât, cu probleme ale mâinilor, ale toracelui, ale inimii, ale Și abdomenului, avem ale un singur aparat într-un articulațiilor. județ. Și este un singur aparat în tot județul care nu este al spitalului, este tot un cabinet privat, adică este al unei firme private care are contract. Proprietarul nu este nici spitalul, nici policlinica. Proprietarii sunt niște oameni
privați, niște investitori care au adus acest aparat, au făcut contract cu casa și atâta plafon primește casa. El lucrează la maxim, dar nu se poate mai față. Mult uneori. Am înțeles. Da, da, mă rog, până la urmă e... Deci aici, într-adevăr, poate dacă s-ar găsi oameni care un aparat de RMN costă foarte mult, costă milioane de euro și nu are oricine posibilitatea financiară să dea un milion jumate, două, trei de euro să cumpere un aparat pe care, să zicem, și scoate ca investiție în... Câți da, ar putea să dea statul român. Să continuăm. Să continuăm, da. Bun, da, uite, avem un mesaj care spune... Nu, discutăm despre dotările spitalului ale statului român. Corect. Totuși am beneficiat și suntem fericiți că spitalul are un tomograf bun, nou și modern și asta e o mare achiziție pe care a făcut-o, pentru că foarte mulți ani a lucrat la locația de pe Tudor, cum știe lumea, cu un aparat care a fost o donație și care ba mergea, ba se strica, ba nu vedea, ba nu știu ce. Doctorii își dădeau toată silința să redea rezultate bune, dar dacă ai o bicicletă care îi cade lanțul din 5 în 5 pași, nu ai ce să faci. Nu ai cum să ajungi la locul de destinație. Să revenim la bolile neurologice. Și asta e un lucru bun, că tomograful funcționează și este o echipă la imagistică medicală excepțională, chiar bună. Da. Asta e chiar o veste bună, pentru că degeaba și degeaba ai aparatul dacă nu știi să citești. Da, sunt colegii noștri imagiști sunt excepționali. Chiar foarte bine pregătiți. Sunt pacienți cu rezultate care oriunde au mers au confirmat același rezultat ca și aici. Da. Și ei sunt o echipă foarte bună, comunică, se sfătuiesc între ei, nu există această invidie de breazlă, cum s-ar zice. Da. Chiar colaborează bine. Eu colaborez foarte bine cu ei. Doamne ajută. Există această limitare, într-adevăr, și toți avem nemulțumirea, inclusiv ei, pentru că ei săraci muncesc pe brânci, pe rupte, dar tot ei primesc băburnacele că sunt supra-aglomerat, supra-solicitație. Da. Asta e un lucru bun, că avem cele două aparate, e un lucru rău că nu le avem decât pe ele două și că, iată, sunt oameni, spunea... Nu, nu este și el, este unul singur. Foarte multe afecțiuni, hernie de disc, necesită investigare RMN. Afecțiunile osteoarticulare necesită investigare RMN. Tumorile necesită investigare RMN. Este imposibil să acopere toate solicitările. Toată patologia care există nu este. Foarte greu. Da. Bine, până acum ne duceam în alte județe. Acum suntem nemulțumiți că n-avem decât unul. Pentru că RMN e de curând în Gorj. Este RMN de curând și este adevărat că asta este. S-au schimbat mult protocoalele de diagnostic ale bolilor și din ce în ce mai multe boli necesită în protocolul de diagnostic rezonanță magnetică nucleară. Da. Asta este. Să ne întoarcem la ale noastre probleme neurologice. Ca frecvență după boala Parkinson, vorbim despre demențe. Demențele sunt de mai multe feluri. Cea mai frecventă demență, să zicem așa, în România sunt demențele mixte legate de boala vasculară, pe care am discutat-o și data trecută, și demențele legate de îmbătrânire. Demența Alzheimer este și ea frecventă, dar nu atât de frecventă. Și aici reamintim profilaxia. Demența vasculară este demența bolii vaselor mici și a microaccentrovasculare, poate și a macro, care sunt consecința netratării corecte a hipertensiunii arteriale. Deci plecăm de la una și uite în ce dăm. Deci, degeaba... Haideți să descriem demența ca tot așa să știe telespectatorii când se cheamă că au această boală. Demențele se manifestă. Sunt tot boli degenerative, ele apar în timp. În funcție de tipul de demență, evoluția este diferită. Demențele, unele dintre ele pot apărea brusc. De exemplu, un pacient tânăr face un accident vascular, ischemic sau hemoragic.
După acel accident vascular, se poate demenția, afectează centrul limbajului, face un accident frontal, în lobii frontal și nu mai poate să gândească bine, face un sindrom psihorganic, da? Demența legată de demența de boală de vase mici, de hipertensiune, apare așa încet, încet. Mai face omul, mai stă pe tensiuni de 160, de 280, de 200, în timp, face câte o mică lacună, câte o mică leziune, mai simte că mai amețește, mai simte că îl mai doare capul, mai parcă nu mai prea ține minte în ultimul timp, că mai uită, dar se descurcă. Și de cele mai multe ori ei ajung să fie aduși de familie că în stadiile demențiale, că nu se mai descurcă cu ei. Adică când demențele, când aproape nu mai ai ce să le faci acelor demențe. Adică ce? Nu își... care este... Adică nu mai știu nimic. Nu se mai, că omul nu se mai descurcă și copiii sau familia trebuie să-și ia părinții la nu ei. Nu se descurcă, adică pleacă pe drum și nu mai știe să se întoarcă. Că pleacă pe drum și nu mai știe să se, că nu mai știe să se întoarcă, că nu-i mai recunoaște, că devine agitat, că nu doarme, că nu-l mai recunoaște, că nu-și mai recunoaște copiii, că nu-și mai recunoaște familia, că nu mai, că își uită pe foc lucrurile, că eu știu, nu știe ce a făcut, nu mai poate trăi pe cont propriu, trebuie să fie îngrijit, supravegheat și așa mai departe. Dar de cele mai multe... ce faci să nu ajungi în stadiul ăsta? Păi în situația asta ce faci să nu ajungi? Că trebuie să ai grijă la factorii de risc, să-ți tratezi tensiunea, să ai grijă că ținta tensiunii este 140/90, în momentul în care stai pe tensiuni de mai mult de 140/90, să te duci la medicul de familie în primul rând, la cardiolog și să spui, eu fac mereu tensiune 16, 18, 20, știu că trebuie să am țintă tensiune 140/90. Toți pacienții peste 80 de ani trebuie să au dreptul să aibă 150/90, dar până la 80 de ani ținta valorilor tensiunii arteriale este de 140/90, nu mai mult. Și dacă e fluctuantă? Dacă e fluctuantă, sunt multe cauze pentru care poate să fie fluctuantă. Tensiunea nu este bătută în cui, dar maxim trebuie să fie 140. Între 110, 120, 130, 140, este interval în care trebuie să ne încadrăm. În momentul în care trece peste 140, deja devine un pericol pentru vase. Nu numai pentru vasele cerebrale, și pentru vasele inimii, și riscul de infarct miocardic crește. Așa cum ziceam, la 20 de minute un infarct miocardic, un pacient moare de infarct miocardic, la 30 de minute în lumea asta un pacient moare de accident vascular cerebral. Nu vorbim de pacienții care devin handicapați de faptul că fac deficite și devin imobilizați la pas sau sunt scoși din câmpul muncii sau fac demențe, cum spuneam, da? Și care vor trebui îngrijiți de alte persoane. Deci primul și primul lucru este controlul hipertensiunii arteriare. Pe locul 2, controlul dislipidemiilor, controlul diabetului, controlul glicemiei, glicemia, colesterolul mare contribuie și ele la boală de vase mici și vor altera patul vascular cerebral, iar creierul nu va mai primi de ce are nevoie și atunci el se va îmbolnăvi și nu va mai funcționa corect. Nu va mai ține minte, nu va mai putea vorbi corect, nu va mai putea scrie corect, nu va mai putea gândi în sensul de a anticipa evenimentele corect. Toate funcțiile cerebrale riscurile vor fi afectate. Da. În demența vasculară... Adică îl vezi că trece strada și în demența vasculară evoluția este în trepte. Adică, dintr-o dată vezi că parcă e cam confuz sau nu și-aduce aminte. După care trece episodul și omul este la fel ca înainte. Mai trece un timp, iară se întâmplă un episod. Poate n-a putut să vorbească câteva secunde, câteva minute sau a fost confuz o zi, două. N-a prea știut el ce-i cu el. După care iarăși revine așa cât de cât rămâne. Ei, în demența Alzheimer, diferența este că în demența Alzheimer pacienții au o degradare continuă. În demența Alzheimer adică ei nu vor mai merge, urcă, ci coboară continuu. Ei vor merge așa, pe o pantă descendentă continuă. În demența vasculară, cu fiecare mic accident vascular, cu fiecare mică lacună, coboară o treaptă, da? Demența din boala Parkinson. Deci spuneam că și boala Parkinson duce are ca demență și complicații demența, pentru că dopamina asta se află la nivelul tuturor structurilor cerebrale, inclusiv ale creierului frontal, ale memoriei, a gândirii, ale dispoziției și atunci în stadiile finale ale bolii Parkinson va duce la demență. Tratamentele sunt diferențiate în funcție de cauzele acestea, dar ca și a doua cauză de boală
boală degenerativă se află demențele, pentru care se adresează omul neurologului. De exemplu, un cetățean se adresează neurologului în momentul ăsta și întreabă dacă mă doare mâna, piciorul stâng și ochiul stâng, ce ar putea fi? Depinde dacă îl dor în același timp sau îl dor separat sau îl dor pe rând. Să zicem că sunt toate variantele. Dacă îl dor toate odată. În primul rând, trebuie să știm câți ani are acest pacient ca să putem face un diagnostic diferențial. Deci, dacă are simptome, peste 40 de ani? Aceste simptome se pot referi în funcție de vârstă la frecvența anumitor boli neurologice. La pacienții de peste 40 de ani, bineînțeles că diagnosticul se referă în primul rând posibil la boli vasculare, la boli vasculare ale creierului. Ochiul poate durea separat de mână și picior, mâna și piciorul poate altă cauză. Da, poate durea datorită problemelor de discopatie cervicală, lombară și poate fi altă cauză. La pacienții tineri, cauzele de obicei sunt inflamatorii, la pacienții de 30 de ani până în 20-40 de ani, așa, sunt bolile inflamatorii ale sistemului nervos. Adică? Cloza multiplă, bolile de mielinizante. Asta e frecvența. Pacientul tânăr, cea mai frecventă boală a pacientului tânăr este scleroza multiplă. La pacienții... Și ce este scleroza multiplă, dacă tot am vorbit de ea? Scleroza multiplă este o boală inflamatorie, demielinizantă și adică? Degenerativă a sistemului nervos. Ce înseamnă asta? Că organismul produce niște anticorpi împotriva învelișurilor nervilor, înveliș care se cheamă mielină. Este o teacă de mielină care izolează, care hrănește, care are rol trofic asupra nervului. Ei, apar inflamații la nivelul acestui înveliș de mielină al nervilor. Nu se va mai produce o conducere optimă prin traseele nervoase și atunci vor apărea tot felul de simptome. Poate să apară deficite vizuale. Printre primele semne ale sclerozei multiple este nevrita optică, adică apare o demielinizare la nivelul nervului optic și pacientul nu va mai vedea cu un ochi. Și dacă pacienții noștri tineri simt lucrul ăsta, trebuie să se adreseze, bineînțeles, medicului de familie, eventual oftalmologului, care va face un fund de ochi. Care nu va mai vedea deloc sau nu va mai vedea bine? Poate să... E gradată, poate să nu vadă bine în funcție de cât de mare este leziunea inflamatorie. Și se poate ajunge și până la nu vedea deloc. Eveniment care sub tratament corticoterapic, cu corticoterapie, va trece. În 24 de ore, în câteva zile, în câteva săptămâni, asta depinde de cât de mare a fost acel proces inflamator. Sau poate să aibă un episod de amețeală care durează mai mult de 24 de ore. Un puseu de scleroză multiplă trebuie să dureze cel puțin 24 de ore. Sau poate să aibă o lipsă de forță la un picior. Sau la o mână, sau poate să aibă o amorțeală, sau poate să aibă, depinde și unde... Și tot scleroză multiplă. Da, sau da? Poate să se simtă doar obosit. Dar poate oboseala... fi și la o vârstă înaintată, nu numai la vârstele mai... Vârsta de medie de apariție este 20 de ani. Există și forme la vârstă înaintată, dar sunt forme mai rare și forme care sunt cu prognostic mai agresiv decât formele care apar la jurul vârstei de 20-30 de ani. Ce înseamnă prognostic mai agresiv? La ce vă referiți? În sensul că ele au evoluție progresivă și nu au o evoluție în puseie. Adică, odată instalată afecțiunea, va debilita în continuu pacientul, iar el nu-și va mai reveni. Chiar și cu tratament. Da. Pacienții tineri de obicei fac forme recurent remisive, așa se cheamă, sau puseie, și ziceam că durata unui puseu trebuie să fie de minim 24 de ore ca să poți să-l încadrezi în puseu de scleroză multiplă. Criteriile de diagnostic sunt foarte, foarte bine stabilite și ghidurile de tratament. Există un diagnostic clinic, dar acest diagnostic clinic trebuie coroborat cu diagnosticul RMN. Deci, iată, în momentul în care suspicionezi un pacient tânăr cu un deficit neurologic, oricare ar fi el, acel deficit neurologic, trebuie trimis către RMN în ideea de a exclude scleroza multiplă. Poate să... și pacienții tineri pot face accidente vasculare dacă au boli de sânge sau dacă au malformații, dar frecvența
Deci cea mai frecventă afecțiune este scleroza multiplă și primul diagnostic de excludere al unui deficit neurologic de orice natură. Nu vede, are monopareză, are la o mână, la un picior, are deficit de sensibilitate la o mână, la un picior, este amețit, are nistagmus, nu urinează bine, pierde urină sau urinează fără un traumatism, evident, sau altă cauză, și mai ales dacă sunt femei. Femeile de două ori mai mult decât bărbații au riscul să facă această boală. Asta ne demonstrează această componentă genetică a bolii a sclerozei multiple. Există și o componentă genetică în acest sens. Anotimpul rece, primăvara-toamnă, este cel mai frecvent când apar aceste pusele de scleroză multiplă, legat de deficiența de vitamină D, legat de virusii care pot să tulbure sistemul imun și poate să producă anticorpi îndreptați împotriva mielinei, pentru că este o confuzie. Există un virus, te răcești, organismul produce anticorpi, anticorpii sunt îndreptați împotriva virusului, dar virusul poate are o amprentă antigenică similară cu a mielinei, adică broscuța lui pe care se lipește ca un mecanism cheie broască. Anticorpul recunoaște virusul, dar poate intră, cum să zic, ca o cheie și intră în mai multe găuri, se potrivește și pe receptorii de mielină și atunci se lipește acolo și nu știe că e a lui. Și atacă și face inflamație și acolo. Că, de fapt, cam asta este treaba asta cu scleroza multiplă și cu bolile inflamatorii de sistem nervos. Mai avem un mesaj, dar înainte de asta vreau că poate trece până alt subiect. Vreau să ne spuneți, am văzut undeva o reclamă sau, mă rog, unde se încerca strângerea de fonduri pentru scleroza multiplă. Este gratuit tratamentul pentru scleroza multiplă sau nu? Da, și pentru scleroza multiplă este gratuit și există niște programe naționale. Costă foarte mult. În România sunt disponibile mai multe medicamente, mai multe clase de medicamente imunomodulatoare. Ce înseamnă asta? Tratament imunomodulator înseamnă că întârzi evoluția bolii. Așa cum vă spuneam, nici scleroza multiplă nu este o boală care se vindecă, este o boală care odată pornită ea va evolua. Nu avem un prognostic cât de repede se vor produce următoarele pusee, cât de mult vor ține, ce anume vor afecta ele. Asta nu știm decât în momentul în care se produc, dar acest tratament imunomodulator dorește și vrea ca să întârzie pusele sau chiar să nu mai vină deloc. Deci se vindecă? Nu se vindecă. Nu se vindecă. Nu se vindecă. Deci dar putem trăi cu ea așa? Da, putem trăi cu ea așa. Ea va avea o evoluție mai blândă dacă facem acest tratament imunomodulator, iar pusele vor veni mai rar. Există un tratament injectabil cu anumite tipuri de interferon. Există un medicament care se cheamă glatiramer acetat copaxone, care se administrează, tot injectabil. Există acum și niște forme orale care vor să fie introduse. În Europa există tratament oral pentru scleroza multiplă și sperăm că o să intre și în România, pe programele naționale. Aceste tratamente se inițiază în centrele clinice universitare, cele care sunt partenere la programele de scleroză multiplă. Deci dacă pacientul vine la mine și îl voi diagnostica cu scleroză multiplă, pe baza criteriilor certe, clinice și diagnostice și radiologice, va trebui să aibă cel puțin două pusee clinice și să aibă cel puțin două leziuni, să aibă leziune captantă de substanță de contrast sau cel puțin 9 leziuni inactive sau 2 leziuni active pe RMN. Deci niște criterii foarte stricte. Se pune un diagnostic de scleroză multiplă posibilă, de scleroză multiplă probabilă și de scleroză multiplă certă când avem aceste criterii certe. Până atunci nu știi cu certitudine că este. Există doar acest diagnostic de probabil sau de posibil. Dar când ai pus diagnostic de cert, înseamnă că ai avut cel puțin 2 pusee clinice, adică pacientul a avut cel puțin 24 de ore de un deficit neurologic și are ori 9 leziuni inactive pe RMD dispuse pe anumite zone ale creierului sau o leziune activă. În momentul în care l-ai trimis sau dat substanță de contrast, are o leziune activă care se vede acum, prinde substanță de contrast. Două minute mai putem acorda emisiunii, motiv pentru care vreau să răspundem la ultimul mesaj. Bună seara, mă numesc Claudia, am 26 de ani, am niște probleme neurologice, mai exact am o coloană dreaptă, cartilajul dintre vertebre se macină, am inele deplasate și apasă pe nervi sciatici. Ce pot face? Vă mulțumesc!
Numai 2 minute, din păcate. Da. Pacienta noastră va trebui evaluată în cabinet. Mă invit la o consultație și să stabilim împreună, după ce o voi consulta, ce posibilități de diagnostic și de tratament avem. Pentru că trebuie stabilit un diagnostic cu certitudine. Cauzele... Dar ce înseamnă coloană dreaptă? Adică am mai auzit... E un mod de exprimare, poate să însemne multe lucruri. Coloană dreaptă, o coloană cu rectitudine... Sau coloană rectilinie. O coloană cu rectitudine poate fi cauzată de multe afecțiuni, de boli reumatice, de boli discopate, poate pacienta hernie noastră... Hernie de disc? De hernie de disc, de contractură și de rectitudine de coloană. Sunt multe boli care pot produce rectitudine prin contractura musculaturii sau boli ale spondilopatice în sine. Sunt boli ale tinerilor, boli inflamatorii. Bine, ai spune deja că are probleme cu cartilajul care se macină. Nu știu, impropriu spus asta, o să vedem, discutăm la cabinet. Dacă se hotărăște să vină la cabinet sau la orice cabinet de neurologie, da. Concluzia este că trebuie să mergeți la neurologie, trebuie începând cu medicul de familie ca să beneficiați de gratuitate, dacă sunteți asigurat. Cine nu e asigurat? Cine nu este asigurat poate să se prezinte la cabinet, se va plăti costul, contravaloarea consultației. La mine, la cabinet, pot să vă spun, costă 50 de lei consultația. Consultația inițială, controlul va fi doar 20 de lei, în care vom evalua eventualele analize pe care le-am dat omului să le facă sau vom evalua tratamentul pe care l-am dat. Așa. Nu va primi, chiar dacă este asigurat și are medic de familie, dacă nu aduce bilet de trimitere de la medicul de familie, toate... Nu beneficiază de gratuitate la consultație. Nu beneficiază la consultație și atenție, toate actele care demerg din acea consultație vor fi contracost. Deci nu există dreptul de a elibera o scrisoare medicală, formular tip al casei de asigurări pentru medicul de familie. Nu avem dreptul să dăm dacă el se prezintă fără bilet fără de trimitere. Și toate înțeles. Rețetele și toate medicamentele vor fi, contravaloarea lor va fi suportată de către și celelalte pacient. Investigații care există se fac. O excepție legată de concediile medicale pentru care se poate acorda concediu medical în condițiile în care pacientul are un diagnostic care necesită un concediu de urgență sau nu. Există o anexă specială. El va plăti contravaloarea serviciului, dar va primi concediu medical pe perioada stabilită. Pentru concediile pe urgență nu necesită adeverința de la serviciu cu numărul de zile, adeverința standard agreată de casa de asigurări. Ei trebuie să știe că dacă consideră că afecțiunea lor nu le permite să lucreze, să muncească, va trebui să solicite această adeverință de la serviciu standard pentru concedii medicale de la contabilitatea locului de muncă. Mulțumesc tare mult, sigur am putea să vorbim multe în continuare, dovadă că trebuie să ne mai veniți pe la noi. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Mulțumesc doamna doctor Mihaela Pungan, doctor medic specialist neurolog, a fost alături de noi în această seară și vă promit că va mai veni pe la noi, pentru că ne-a promis că până nu epuizăm subiectele care sunt foarte multe, nu ne părăsește. O seară bună, mulțumim! O seară bună! La revedere, dragi telespectatori!